penthouse-ul lui Kylian Mbappé. Kylian! Salutări tuturor și bine v-am regăsit la un super episod aici în Paris. Sunt alături de fratele meu Tudor Muțan, suntem la baza de antrenament a celor de la PSG și desigur îi așteptăm să vină să facem o poză cu ei, să ne semneze un tricou. Plouă, derupe, o vreme minunată astăzi la Paris, așa că dacă vreți astfel de episod, uitați să apăsați butonul de like. Hai să vedem, o să vizităm și stadionul, să vedem cum arată, să vedem muzeul și tot ce trebuie, dar hai să vedem până atunci pe cine prindem aici. Hai să vedem cine vine. Ce țeapă ne-a luat că nu era jucător. Tudorica al meu stă în ploaie și a lăsat bagajul în ploaie. Bine că l-am închis eu că lăsese desfăcut, dar aia. Băiatul ăsta mic a avut mare noroc, l-a și ridicat și da, vine de curând cineva și are un rucsac cu Valencia. E de-al meu, e de-al meu. Nu știu cum arată geaca după doar 20 de minute. Please, please, only one photo, please, only one photo, please, please. Asensio! Asensio! Asensio, fraților! Mamă, și n-a oprit Asensio! I-a pus un cerc acolo, dar nu mai, gata, s-a dus. Fii atent că... No, s-a dus, tata. Uite-l, îl vezi? Săracul, bă! Din păcate, Asensio nu vrea să oprească. Mă, și pe ploaia asta, suntem 4 persoane, pe bune. You know, Steaua București. Yeah, yeah. Champions League, yeah, you know football, nice. Also, in the past, we played versus Valencia, versus your favorite team, and we won. It's a good team, no, it's a good team, Valencia. And also, I like the stadium of Valencia, beautiful stadium, fantastic, yes. Cam așa arată aici baza de antrenament a celor de la PSG, e în construcție oricum, e în dezvoltare. Vedem acolo ceva... două clădiri aici, probabil un stadion pentru că sunt nocturnele astea. Din păcate n-avem cum să intrăm să vedem, dar noi așteptăm jucătorii aici în această ploaie să vedem dacă oprește cineva. Uite, ne-a zis în română că putem intra. Nope. Și fratele Tudor care stă în ploaie, a lăsat și bagajul acolo, pregătit cu tricoul 92 Buțan. Oh, de UEFA Champions League direct. Deci puștulica ăla a avut noroc mai devreme, acum vreo 20 de minute. Cu poză cu Donnarumma. Hai să vedem, totuși așteptăm. Am fost 3 până acum, am mai venit după astea în 4 și am văzut, ne-a arătat puștulică niște poze, o să vedeți și la Tudor pe vlog, în care a fost luat de un jucător de la Paris cu mașina, incredibil. Colomani a fost, Colomani l-a luat cu mașina, fără să-l cunoască, nu se știu și l-a dus de avea treabă. One photo, please. Who was? Vitinha? Please. E tot ăla. Ah, nu, portarul. Please, one autograph, please, please. Gonzalo Ramos. Yes, trebuie să la mic face poză. Ne-a păcărit la mic, s-a dus acolo, stă singur. Bă. Și el face poze. Gonzalo Ramos îl refuză și pe Puști, care s-a dus acolo, dar și pe noi. Deci până acum am fost așa, Arnaut, portarul spaniol, Vitinha și Gonzalo Ramos. Puștulic acolo a reușit să facă o poză cu Arnau, dacă nu mă înșel. Gonzalo Ramos însă l-a refuzat. L-a ratat pe Donnarumma, ce-i drept. Asta este. Dar hai să vedem, mai stăm. N-a ieșit încă Mbappé, noi pentru el am venit. Hai să vedem. Please, one photo. I don't know. I think Colomani, ia vino. Ia vino repede, vino, 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 vino. No. Colomani? Colomani? Ta, cred că era Colomani, cred. Aici va să fie. Mamă, aici va să fie Mbappé. Mbappé. Please, only one photo, please. Please, only one photo. Aici va să fie Mbappé. Mbappé sau Hakimi. Ei au din astea. Mbappé sau Hakimi putea să fie aici. Probabil Hakimi sau Mbappé au fost. A fost în Vito care a trecut. Tudor nu le știe numerele de la mașină, n-am ce să fac. El a încercat acolo. Asta este. Trebuia să stea jos frumos să fac o poză cu noi, să zic, am oricaz, vă ducem noi unde stați. Nope. Da, cum era. Păi și ce fac, nu? Uite trecerea aici, filmează. Uite așa fac. Când vine, fac așa. Ha! LOL! Să vedem ce mașină vine. Mamă, mamă, e jucător sigur. Opa! Oh. Thank you very much. Respect. Thank you, Carlos. A photo, please.
Thank you, appreciate, thank you. Appreciate. Mamă, uite cadou, cât de tare! Uite cadou. Carlos Soler. Carlos Soler. Perfect. Thank you, Carlos. You're a good guy. You're a good guy. That is my favorite player. Mamă, cât de drăguț! Oh, hai, bă! Mamă, cât de drăguț! Prima! Și obiectivul împlinit! Carlos Soler! Bă, nici că nu voia să plece. Ai văzut? Stătea de vorbă. Ce ai zis? Că... Ia, când a fost la Valencia, a fost jucătorul meu favorit, dar am dat-o puțin cu... mi favorit player, adică n-o doar. Nu mai știa ce să zic, da, să... Și eu am zis, you're the best, nu știu ce. Da, chiar îmi plăcea, serios, când era la Valencia. Da, da. Desigur, acest clip nu s-ar fi putut realiza fără ajutorul celor de la Super 12, o aplicație total gratuită în care puteți câștiga 10.000 de lei săptămânal dacă dați cele 12 predicții corecte la etapa în curs. Link-ul aveți în descriere. Brother, tell us what you gave him. So, I'm a friend of the brother of Carlos Soler, Alejandro. Wow, and, nice! Yeah, we studied together. Wow! And, I just got my PhD training signed by Carlos Soler. Yes, so, and you gave him something? Yeah, I gave him the national jersey of my country, India. Wow! With his name and number printed on the back. Wow, I can't believe. Băi, i-a oferit tricoul Indiei, deoarece el este din India, cu numele și numărul lui Carlos Soler. Yeah, show us. Mamă, cât de frumos. Deci, probabil au oprit că-l știa, cred, sau ceva. And you talked with him before? Mamă, deci de asta a fost așa, vezi? Băi, Dumnezeu Iisus, cât noroc. Carlos Soler, wow, nice, bro, nice. Nice, thank you very much, because of you, he stopped here. Appreciate. Bate aici, boss. We are a good team now. Este, mă. Când ai obiectivul îndeplinit, n-am sers și în ploaie, n-ai ce să faci. Dar nu mai sunt aici. Că vreau să-l văd pe Dembele și pe Mbappe. Wow, you and him. Nice, bro, nice. Băi, Dumnezeu Iisus. Nu ca Carlos Soler, lui. Superb la Valencia. Mamă, doi fani ai Valencia, ia uitați ei, ce amândoi. Are și Iosdan cu Valencia. Nu l-am apălat cu Valencia astăzi, dar... Tare, tare, oricum. Problema e următoarea, că mai este încă o ieșire. Acum nu știm pe unde s-or duce. Sper să avem noroc, oricum. Au trecut câțiva jucători, am reușit să facem la urmă poza cu Carlos Soler. Poate vine un Dembele, ceva. Nu mai zic Dembele, că sărim gardurile și trebuie să iei în bază. Este o doamnă. Ah, no. Sorry, I thought it's a player. Sorry. Haideți să vedem cum arată intrarea aici la baza principală. De fapt, intrarea principală la bază, m-am zăpăcit de tot. Haideți să vedem, ușor să nu dea cineva cu mașina peste noi. Da, și arată baza de antrenament, ia uitați-vă. Da, prieteni, cam atât cu aventura noastră de aici, de la baza sportivă a celor de la PSG, reușim să ne îndeplinim obiectivul. Carlos Soler semnează tricoul lui Tudor, face poze cu noi, stă de vorbă cu noi. Cred că dacă mai întrebam ceva, sigur mai stătea. Chiar a fost un băiat de nota 10, așa că mult respect acolo în comentarii pentru el. Dar episodul nostru nu se termină aici, mergem să vedem multe alte lucruri interesante, așa că rămâneți cu noi. Iată, ne ajungem și în ziua a doua, cum vă spuneam la începutul clipului, mergem să vizităm și casa lui Kylian Mbappe. Ne-am întâlnit într-adevăr cu câțiva jucători, dar nu l-am văzut pe Mbappe, așa că mergem direct la el acasă, poate cine știe, reușim să-l întâlnim. Kylian are desigur un mega penthouse în centrul Parisului, noi o să mergem să vedem cum arată. L-am mai văzut într-adevăr pe TikTok, dar niciodată în realitate. Haideți să vedem cam cât facem până acolo, să vedem cum arată Parisul și să vedem dacă dăm de Mbappe. Nu uitați că acest clip a fost sponsorizat de Super 12, primul link al aplicației îl găsiți în descriere și voi puteți câștiga 10.000 de lei săptămânal, totul gratuit dacă dați cele 12 predicții corect. În plus de asta, dacă ajungem la 10.000 de utilizatori în fiecare săptămână, cei de la Super 12 au pregătit pentru voi un PlayStation 5, așa că haideți să descurcăm și cine știe, poate câștigați PlayStation-ul dacă nu câștigați cei 10.000 de lei. Am decis cu Tudor să mergem cu metroul, puteam să luăm și un Uber, ne costa vreo 25 de euro de unde stăteam noi, dar vrem să vedem mai bine Parisul, așa că o luăm la pas, mergem către metrou, facem undeva la... Cred că e ceva... Cred că o să luăm polivalentă ceva aici, da. Facem undeva la 20 de minute
până la metrou, după care mai merge cu metrou 10 minute și am ajuns la Kylian Mbappé acasă. Iată, ne ajung și la metrou. Haideți să coborâm. Fratele Tudor cu cardul lui Kylian Mbappé. Sper să ne aștepte cu o cafea Mbappé. Dar fii atent, dacă e cafeneaua aia acolo șmecheră, probabil îl prinde la un cappuccino, ceva, mai știi? Da, trebuie să cu mai ales că e o stradă publică acolo și vorbim de un penthouse. Eu zic că sigur are o parcare subterană pe undeva. Haide să luăm biletele, te las pe tine, Tudore. Corect, luăm dus întors, 8,40 €. Nu-i puțin. Pune banii acolo, Tudor, pune banii. Ni le dă sau nu ni le dă? Hop! A, toate, da. Avem două bilete de metrou dus întors. Și haideți să vedem, dar chiar cât de mici sunt biletele astea. Op. Îl bași pe aici, se pe aici. Deschide-te. Gata. Ei, uite așa arată și metroul în Paris. Acum problema mare e ce luăm. Luăm dreapta sau stânga, trebuie să ne interesăm. Trebuie să ne interesăm. Eu cu fuga asta în cap, trebuie să rup de frig. Hai că ne-am urcat și de noi. Deci pentru cine vine cu metrou la Mbappé acasă, trebuie să coboare la stația Iena. Noi suntem la Trocadero acum, avem încă o stație în afară de asta și ajungem acolo la Iena. Hey, și haideți că ieșim de la metrou cu tricoul PSG-ului. Ce credeți? Cum am zis mai devreme, ca să ajungi la Mbappé acasă trebuie să cobori la stația de metrou Iena. Și priviți aici. Hey. Casa lui Kylian Mbappé, undeva acolo sus, este penthouse-ul lui. Dumnezeule, dar oare cum arată în interior? Îți dai seama? Suntem în centrul Parisului. Doamna, ce clădiri, chiar foarte frumos aici. Hai să vedem totuși pe unde intră Kylian Mbappé, asta ne și interesează, să vedem, oare are o parcare ascunsă, ceva, subterană, nu știu, ne uităm. Corect, cu tricou să ne vadă Mbappé, poate cine știe, iese la balcon, cum ar fi, să ne vadă. Fiți atenți că a trecut cineva pe acolo, uitați pe cineva acolo. Alea e un bărbat acum. Da. Bun, și haideți că ne apropiem de blocul lui. Acolo sus este apartamentul penthouse-ul lui Kylian Mbappé. Acolo în dreapta avem o cafenea. Și haideți să vedem, totuși oare există? Cum o fi intrarea în bloc? La asta mă gândesc. Dar și parcarea, că trebuie să ai o parcare ceva. Deci, pentru cei care nu știu, Kylian Mbappé chiar stă aici. Adică nu e vreun secret ceva. Sunt foarte multe clipuri pe TikTok cu casa lui. El locuiește aici. Este ora 14. Probabil ușor se pregătește să plece pentru că urmează meciul la ora 9, ora Franței, PSG Newcastle. Dar noi mai stăm puțin pe aici și dăm așa un ocol blocului. Cine știe, poate ne aude Kylian. Kylian! Kylian! Haideți să vedem totuși, eu vreau să văd pe unde ar putea să intre mașina. Asta e, cu siguranță blocul ăsta are o parcare subterană. Dăm un ocol blocului, mai strigăm de 2-3 ori la el. Kili! Poate ne aude și... Sau ne-a poliția ceva dacă strigăm așa ca nebuni. Am plecat la drum, fraților, pe lângă blocul lui Kylian. Nu văd nimic. Ușor, Tudore, că dă bicicleta peste tine. Deci fiți atenți. Avem aici numărul 26. Probabil asta e una dintre posibilele intrări în bloc. Așa pare. Geam cromat, nu prea vezi în interior, e cu oglindă. Și nu știu. Hai să ne uităm, totuși n-am văzut până acum un loc unde ar putea intra, pe unde ar putea intra mașinile. Deci e clar, intrarea aceea cu numărul 26, pentru că vedeți aici, blocul se termină și asta e intrarea, că noi mergem pe pista de bicicliști, poate dă cineva peste noi, deci pe altundeva n-are unde să intre. Pe aici intră Kylian Mbappé, dacă intră direct în scară, dacă nu avea ceva subteran. Cineva intră, hai să vedem și noi cum arată intrarea din bloc. Ho, 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 priviți aici, priviți aici cum arată. Oi. Da. Deci fiți atenți, Tudor a vorbit mai devreme cu omul de la recepție și ne-a zis în felul următor. Să ne ducem pe Avenue Bijou pentru că acolo se află momentul ăsta Kylian Mbappé. Hai să vedem Mercedes-ul lui, Vito-ul lui, Mercedes cu securitatea.
să ducem acolo undeva de mers vreo 10 minute. Ne-a arătat și strada, uite Tudor, arată pe aici așa, în dreapta acolo. Mergem la Avenue Bijou, să vedem dacă dăm de Kylian Mbappé, cum ar fi. Mergem către Avenue Bijou. Sau cum s-o pronunța? Avenue Bijou. Și poate dăm de vitoul lui Kylian Mbappé. Hai să vedem. Am ajuns pe Avenue Bijou. Aceasta este strada, așa arată, priviți și pe Tudor în față. Trebuie să ne uităm de un Vito negru. În momentul în care am găsit un Vito negru, e clar că acolo e Mbappé. Asta în cazul în care chiar se află pe strada asta. Trece un Vito acum. Cum ar fi să fie aici Kylian Mbappé? Într-o mașină de genul trebuie să fie, dar cred că mai nouă. Asta pare un pic cam vechiuță. Și mi s-ar părea mie ciudat ca Vito să fie parcat așa pe stradă, să nu fie, nu știu, într-o parcare subterană, într-un loc de ăsta special amenajat în care să nu aibă oamenii acces. Sincer, mie, asta chiar mi se pare puțin dubios, dar noi tot căutăm. Singurul Vito pe care l-am văzut până acum mergând, suntem oricum la capăt de drum aici. Strada se termină undeva mai în față, un sens giratoriu acolo. Și avem în spate aici un Vito cu un șofer. Zona arată destul de bine. Ar putea să fie Kylian pe aici prin zonă. Eu zic că sunt toate șansele. Așa că mergem acolo. Am așa, mergem să întrebăm pe șofer. Fraților, și mă voi duce direct la șofer să-l întreb. Pe bune, totul sau nimic. Sorry. Sorry for disturbing. You know, Kylian Mbappé is this in this area. I have a gift for him. And can be here? Ah, at you? We'll come at you? Ah, okay. So, if I can stay here, I can see him to give a gift? Sure. Are you looking for someone or some Kylian Mbappé? Kylian Mbappé? Yeah. Ah, okay, okay. Okay. Thank you very much. Okay. Ah, okay. Okay. Ah, okay, okay. Thank you very much. Thank you. Kylian. Thank you. Am ajuns și la capătul străzii. Singurul Vito negru pe care l-am văzut a fost mai devreme acolo când Tudor s-a dus și l-a întrebat pe șofer, însă desigur că n-a zis nimic, a zis că așteaptă un client. Oricum nu putea să zică, da, eu sunt șoferul lui Mbappé, stai aici că vine. Nu pare să mai fie, strada se termină, ăsta e Avenue Bijou, oricum a fost acasă la Mbappé. Ne-am întâlnit și cu jucătorii, am făcut poză cu Soler, fostul jucător al Valenciei și, Doamne, cât de bine juca când era la Valencia, era unul dintre favoriții mei. Da, prieteni, cam aici se termină episodul, o să mai dăm acolo, noi o să ne ducem într-adevăr, mai stăm pe lângă Vito la puțin, vedem ce se întâmplă, dar aici se termină, în cazul în care nu se mai întâmplă nimic, aici se termină episodul, nu uitați de aplicația Super 12, linkul îl găsiți în descriere, eu am fost Breaker, dacă vreți astfel de aventuri. Nu uitați să apăsați butonul de like și să ne scrieți în comentarii pe unde să mai cotrobăim prin lumea asta. Ce să zic? Mulțumesc tuturor de vizionare. Pe curând. Pa, pa!